în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fericiți sunt cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe El. Iubiți credincioși, în fiecare an, praznicul cel mare al Adormirii Maicii Domnului ne prilejuiește prin purtarea de grijă a Sfinților Părinți, întâlnirea cu Marta și Maria în casa lui Lazar. Mântuitorul, într-una din zile, ne spune Sfântul Evanghelist Luca, a intrat într-o casă și în acea casă erau două surori, Marta și Maria. Marta se silea să facă o spăț mare. Maria însă stătea la picioarele lui Iisus și asculta cuvintele lui. Marta însă a venit la Mântuitorul și a zis, Învățătorule, nu ți se pare că sora mea m-a lăsat singură să-ți slujesc? Spune-i dar ca să-mi ajute. Și atunci Mântuitorul i-a spus, Marto, Marto, te silești, te îngrijești de multe. Un singur lucru însă trebuie. Maria și-a luat partea cea bună care nu se va lua de la ea. Și atunci o femeie din popor, apropiindu-se, a zis, fericit este pântecul care s-a purtat și sângele care e subt. Dar Mântuitorul a răspuns zicând, așa este, dar fericiți sunt aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. Iubiți credincioși, trebuie să ne cerem în primul rând iertare Maicii Domnului că de fiecare dată când ne prilejuiește întâlnirea cu Marta și Maria, patinează puțin atenția de la personalitatea sa, nu prea mai vorbim despre rolul și rostul Maicii Domnului în economia mântuirii neamului omenesc. Eu, unul personal, îmi cer iertare mereu Maicii Domnului că nu am vorbit destul despre puterea ei de Maică, nu numai a Mântuitorului, a Fiului Dumnezeu și a Fiului Omului, ci și de Maica neamului omenesc și mai ales de Maică a mea personală. Dar știe Maica Domnului să mă încurajeze de fiecare dată, nu se supără pe mine, pentru că dacă s-ar supăra, aș simți cu siguranță lucrul acesta. Și îi cer încă o dată binecuvântare să vă vorbesc despre un lucru la care nu m-am gândit, iată, în cei 19 ani de preoție pe care îi fac. Nu m-am gândit că noi categorisim oamenii în mod cu totul și totul greșit. Atunci când vorbim despre Marta și Maria, vorbim despre două categorii de oameni. Credem că o categorie de oameni este acelora care fac, iar cealaltă categorie este categoria celor care ascultă. Dar noi, care ne considerăm așa pe românește mai puturoși, dar înaintea celorlalți și ne argumentăm lenevirea noastră prin faptul că noi mai degrabă ascultăm cuvântul lui Dumnezeu decât să facem ceva, nu ascultăm până la capăt. E drept că și din partea cealaltă ni se dau tot felul de argumente. De exemplu, am colegi care îmi spun, mă, fratele meu, eu nu pot să fac ceea ce faci tu. Zic, da, dar eu nici atât nu pot să fac ceea ce faci tu cu cei gospodari pe care i-am mai prezentat de multe ori și aici în fața dumneavoastră. Nu pot să am niciun termen de comparație, vă imaginați. Eu n-am fost în stare să bat un cui. A, m-am ostenit puțin cu șantierul picturii, dar să știți că a fost un mare calvar pentru mine. Bine că a trecut. Și mă uit așa în fiecare an să văd dacă mă apucă spălarea picturii până la pensie și cred că Dumnezeu e bun cu mine, că în primii 15 ani nu se dau semne de afumătură prea tare și eu mai am vreo 20 până la pensie, după care să vină cineva care să se ocupe și de partea aceasta gospodărească, pentru că eu nu pot să fac lucrul acesta. Dar pe de altă parte, cei care pot să facă lucrul acesta mult mai bine decât mine, îmi spun că decât să stea 10, 12 ore, 14 ore, cum stau eu cu enoriașii de vorbă la taina spovedaniei, mai bine ei să apucă să facă un gard la biserică sau să mai facă o turlă și așa mai departe. Iată că ne împărțim într-adevăr în aptitudini după talanții pe care îi avem fiecare, dar în ce privește Marta și Maria, cu siguranță că
suntem într-o mare, mare plasă pe care ne-a întins-o diavolul. Adică, vezi, Doamne, cei care sunt mai contemplativi pot să spună, eu sunt al Mariei. Adică cum? Păi da, Maria stătea la picioarele lui Iisus și asculta cuvintele lui. Iar Marta se silea și făcea o spăț mare și, păi și Dumnezeu, însuși cuvântul său întrupat, a felicitat-o pe Maria. Dar cum i-a zis? I-a zis Martei, un singur lucru trebuie și Maria și-a ales partea cea bună care nu se va lua de la ea. Bun, dar mai departe. Păi ce mai departe? Păi mai departe, pentru că nu se încheie aici. Faptul că ne aflăm în praznicul cel mare al adormirii Maicii Domnului ne prezintă pe cineva din popor care spune Mântuitorul și îl felicită pentru mama sa. Fericit este pântecele în care te-a purtat și strâng la care e sub. Și Mântuitorul spune, așa este. Această mică bucată este a praznicului. După care continuă să ne facă pe noi să înțelegem ce a felicitat la Maria. Și iată că ne continuă. Dacă putem să scoatem această situație, dialogul cu femeia care l-a felicitat și a felicitat-o pe mamă, o dăm puțin la o parte pentru că erau două dialoguri aproape suprapuse, ne dăm seama că în continuare, în mod firesc, ni se spune fericiți sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. Va să zic că hai să ne întoarcem la ale noastre. Fericiți cei ce ascultă cuvântul și îl împlinesc pe el. Acesta este cuvântul pe care Mântuitorul îl spune de altminteri în mod special Martei despre Maria. Ce apreciază Mântuitorul la Maria, adică la aldemăriile de suntem noi aici și ne ascundem așa frumos lenea și toate viciile noastre după preș și spunem, da, eu ascult cuvântul lui Dumnezeu, știi, eu mai bine mă duc la biserică decât să fac pace cu fratele meu, eu mai bine mă văd de ale mele. Nu e așa, fraților. Mântuitorul a apreciat la Maria faptul că nu a vrut să o schimbe pe sora sa, ceea ce n-a făcut sora sa. Sora sa Marta a vrut să o facă pe Maria, sora ei, la fel ca pe ea. Asta este greșeala capitală, cel puțin a veacului nostru. Și iată că de 20 de ani tot stau și mă gândesc la această slujbă, pentru că în fiecare an aceasta este pericopa și până în ziua de astăzi, când îmi pregătisem alt cuvânt despre Maica Domnului, Dumnezeu mi-a deschis ochii și să vă spun că nu suntem datori să-i schimbăm pe frații noștri, ci suntem datori să îi acceptăm așa cum sunt. Să-i acceptăm? Pentru că Maria, stând la picioarele lui Iisus, nu i-a pus piedică surorii Marta și zic, vino mă încoașa, ascultă, lasă-mă sarmalele, lasă-mă mămăliga, că n-a venit ăsta să mănânce mămăligă cu noi. A venit să ne spună ceva. Nu! Maria n-a făcut așa. Și trebuie să învățăm că și noi nu trebuie să facem așa. Trebuie să cultivăm în cel de lângă noi ceea ce știe el să facă mai bine. Cum ar fi să mă duc eu la colegii mei, ei gospodari, să le spun, bă, fraților, știți, nu e bine, mă, nu e bine. Voi trebuie să stați, să spovediți de la 5 dimineața, băi, să stați câte 10-14 ore. Păi ce ar însemna asta? Ar însemna că eu vreau să-i fac pe ei ca pe mine și nu e așa. Pentru că Maria n-a făcut așa și de asta a zis că partea cea bună nu se va lua de la ea. Partea cea bună a Mariei este că n-a vrut să o facă pe Marta, sora ei, ca pe ea. Trebuie să înțelegem lucrul acesta, fraților. Pentru că nu se termină aici. Cel de lângă noi este cel pe care ne-a dat Dumnezeu. Și trebuie să-l luăm așa cum este. Nu trebuie nici măcar să-l înțelegem. Trebuie numai să-l acceptăm. În momentul în care nu ne mai pierdem energie cu a ne strădui, să înțelegem, să-l pricepem, să-l argumentăm pe fratele nostru, avem timp să-i admirăm calitățile
Și poate că se va trezi și în noi acea calitate pe care noi am crezut că nu o avem. Dar cu siguranță o avem, dar fără să-l facem pe celălalt să fie ca noi, putem să o cultivăm în noi, să fim noi fratele nostru. Și eu mă străduiesc de multă vreme să mă fac și eu gospodar. Mă străduiesc și de fiecare dată când vine vorba despre așa ceva, mă spovedesc înaintea dumneavoastră că nu prea mi-a ieșit până acum. Așa, prea puțin, nu-s mulțumit. Dar mă străduiesc mai ales să nu mai am ambiția să-i fac pe ceilalți ca pe mine. Și mi-aduc aminte că acum vreo 10 ani, un fiu de-al meu duhovnicesc, care între timp mi-a devenit și fin, tot se văieta pe la mine cu una cu alta și eu încercam să-l așez pe principiile mele, de familie, de una, de alta. La un moment dat am văzut că era foarte, foarte necăjit și cam știa ce o să-i spun eu și totuși vroia să-l mustru și vroia pur și simplu să-l îndrept așa cum știa el, că o făcea mereu. Și la prima frază i-am spus: fratele meu, știi că de câteva vreme mă străduiesc să nu mai fac din cei de lângă mine persoane asemenea mie. Știți cât s-a luminat și ce piatră i-a luat după suflet? Pentru că el deja mă considera că toți care se întâlnesc cu mine trebuie să fie asemenea mie. Bine, asemenea mie la calitățile mele, să zic așa. Asemenea mie la toate principiile mele de familie și așa mai departe. Nu, eu trebuie să iau pe oameni așa cum sunt. Și cred că acesta este mesajul pe care praznicul cel mare de astăzi, al adormirii Maicii Domnului, îl transmite prin pilda Martei și Mariei. Să nu credem că acum este vorba numai despre relația dintre două categorii de oameni, ci este vorba de relația dintre categorii de oameni din noi înșine. Să nu credem că în noi există numai un om. Nu, pentru că Mântuitorul a zis: din doi care vor fi pe casă, unul se va lua și altul se va lăsa. Înseamnă că latent în Maria era și Marta și latent în Marta era și Maria. În dorința Mariei de a asculta stătea și furnicătura gospodinei de a așeza masa, după cum în iureșul gospodinei, care era Marta, stătea și puterea contemplativă și dorința de a asculta cuvântul Mântuitorului. Decât că astăzi Mântuitorul este foarte tranșant și ne spune că nu trebuie să tragem după noi pe celălalt să-l facem ca pe noi, ci pur și simplu să-l luăm după noi. Se spune că odată o surioară mai mare își ducea în spate fratele, care era nu cu prea mult mai mic și la vârstă, dar nici măcar la trup, dar era fratele ei mai mic. Și îl ducea în spate pentru că acesta obosise de drum. Și un călător, văzându-o, i s-a făcut milă și a spus: măi, fetiță, măi, da, ce povară grea ai. Și foarte senin s-a întors, zice: nu, nu, nu este o povară, este fratele meu. Dacă vom căuta să nu-l considerăm pe fratele nostru povară, ci pur și simplu că este fratele nostru, fără să vrem să-l schimbăm sau să-l mustrăm, de ce nu merge el singur pe jos, sau de ce nu are putere sau răbdare să facem împreună anumite lucruri, dacă nu vom putea să facem aceasta, să-l luăm asupra noastră nu ca pe povară, ci ca pe fratele nostru și atât, nu vom putea să înțelegem niciodată ce a apreciat Mântuitorul la Maria, de i-a spus Martei: Marto, Marto, te silești, îngrijești de multe, dar un singur lucru trebuie. Care este lucrul acela care trebuie? Sunt sigur de astăzi înainte că lucrul acela care trebuie este să ne vedem de ale noastre, fără să-l mai judecăm pe fratele nostru și fără să mai încercăm, așa cum am spus, să-l facem ca pe noi. Nu, datoria noastră este ca noi să trăim frumos, nu în mod egoist, dar în mod realist. Și putem să extindem lucrul acesta de la frate la șeful nostru. Apoi de ce să nu zicem așa? De ce să considerăm noi că pe șeful nostru de birou îl avem în spate?
Și mi-aduc aminte de Dumnezeu să-i odihnească pe amândoi în zi mare, pe părintele mitropolit Anania, care zicea despre duhovnicul său, părintele Arsenie. Zice, multă vreme n-am putut să iert pe ăștia de mi-au făcut mie rău pe-n pușcărie, zicea părintele Anania. Zice, dar m-am dus la părintele duhovnic. Și tot mă văietam eu anul ăsta așa, anul lat iarăși. La un moment dat zice, auzi frate Ananie, zice, ție nu ți-e greu să-i mai car pe ăștia în spate? Căci m-am plictisit eu de când ți-i dau jos și tu-i pui înapoi. Cum ieși din chilie, cum îi iei înapoi? Păi cum adică? Păi zice, orice om pe care nu-l ierți, e ca și când l-ai luat în spate și l-ai cărat după tine. Eu ți-l dau jos, dar lasă-l și tu jos. În momentul în care îl ierți, îl lași jos și nu mai e povară. Iubiți credincioși, așa se întâmplă și cu noi. De ce să luăm noi întotdeauna pe colegul nostru de birou în spate și să credem că trebuie să-l ducem așa? Nu, frate, nu. El să-și vadă de ale lui. Nu sunt dator să-l fac pe el ca pe mine, ci pe mine să mă fac înaintea lui Dumnezeu vrednic ca Dumnezeu să spună un singur lucru trebuie și ți-ai ales partea cea bună care nu se va lua de la tine. Atât ne cere Dumnezeu, ne cere lucruri foarte, foarte simple. Vă mai aduceți aminte ce a cerut lui Neeman, regele Siriei, când l-a căutat pe Elisei și a înconjurat pământul și lepros fiind dita mai regele, când a aflat că Elisei e la câțiva pași de el, a trimis pe niște slujitori cu daruri bogate și să spună regele nostru are lepră, ce trebuie să facă să se vindece? Și Elisei când a auzit așa a zis să se scufunde de 7 ori în apa Iordanului. Apoi când a venit solul și a zis așa ceva, nici să n-audă regele. Păi cum adică? Păi eu lepra asta o port după mine de atâția zeci de ani și e numai să mă arunc într-o apă. Nu, 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 eu merg la el și îl întreb eu, că pe voi nu v-a crezut, probabil nu v-a văzut leproși așa cum sunt eu, trebuie să mă duc la el. Și a luminat Dumnezeu mintea unui sol și a spus, măria ta, dacă îți spunea prorocul să înconjori pământul pe la ecuator de 7 ori, o făceai. Dar așa să te arunci de 7 ori în apele Iordanului, nu poți. Și atunci a înțeles că trebuia să facă exact ceea ce i s-a spus să facă. Așa ni se spune și nouă. Prin urechile Martei aflăm și noi că suntem datori să facem lucruri firești, lucruri deosebite, lucruri la îndemâna noastră. Un singur lucru trebuie. Adică tu dacă te-ai apucat să faci masa, fă masa în continuare. Dacă te-ai apucat să faci masa, înseamnă că ți-ai asumat să o faci singură. A, ți-ai asumat tu să dai bine așa la imagine, dar pe spesele sorătii că tu faci ceva și ea face altceva. Nu, nu, nu. Fiecare trebuie să-și aleagă să facă lucru până la capăt. Noi, dacă vrem să fim sinceri cu noi, când pornim la un drum, avem curajul să ne uităm în jur, să vedem dacă putem să facem drumul acela singur. Dacă nu putem face singur, atunci să întrebăm pe cel de lângă noi, bă, vrei și tu să facem așa? Să știți că a întreba pe celălalt face parte din modul nostru de a gândi și de a face. Pentru că cel care ascultă cuvântul lui Dumnezeu trebuie să-l și facă. Maria a ascultat cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu a rodit. Cum a rodit cuvântul lui Dumnezeu în urechile Mariei? În primul rând, așa cum am spus, nu i-a pus piedică soră și să zică, băi, stai și tu și ascultă pe ăsta. Lasă sarmalele, cum am zis, lasă fierturile, lasă mămăliga, ascultă și tu. Nu! Asta înseamnă că și noi, atunci când ne apropiem de Dumnezeu să-L ascultăm, trebuie să și facem ceea ce spune Mântuitorul. Cuvântul Mântuitorului cu siguranță că era dătător de pace, dar pacea este una pe care trebuie să o dobândim personal. Nu trebuie să-l obligăm și pe celălalt să spune, bă, lasă războiul, vino mă încoace, bă, lasă războiul, tu n-auzi, stăm aici amândoi. Păi ești mai dictator decât celălalt. Și atunci unde mai e pacea? Iubiți credincioși, eu mă bucur personal că astăzi Maica Domnului mi-a îngăduit
să vă vorbesc despre acest mod de viață care este lăsarea în pace a celuilalt, în sensul bun al cuvântului, nu în sensul spectacorist, nu în sensul je m'en fichisme, așa, ci într-un sens realist. Dacă el și-a asumat să facă ceva și are nevoie de noi, să ne ceară ajutorul și îl vom da. Dar așa să ne băgăm noi peste el, să spunem și altuia să intervină, să-l facă ca pe noi, niciodată nu trebuie să mai facem. Deși trebuie să spunem cu mâna pe inimă că până acum și probabil că și până diseară vom avea vreo două, trei încercări în care să ne dăm seama că încercăm mereu să-l schimbăm pe celălalt, să-l facem ca pe noi. Imaginați-vă dacă era asta un lucru bun, Mântuitorul nu-i făcea pe toți, măcar pe toți apostolii ca pe el. Trebuia să stea să fie trădat de unul și de altul. Nu-l făcea pe Iuda ca pe el. Nu-l făcea pe Petru să nu se mai lepede de Mântuitorul. Dar Mântuitorul nu i-a schimbat, ci le-a potențat ceea ce aveau mai bun. Lui Petru răbdarea și insistența și pe Iuda l-a lăsat cu voie liberă să-și iubească arginții lui, de care iată când n-a avut parte. Iubiți credincioși, încă o dată mulțumesc Bunului Dumnezeu și mai ales Maicii Domnului că mi-a îngăduit, așa cum am spus, să vă vorbesc despre lucrurile acestea și de acum înainte am să mă străduiesc, fără să vă promit, că am să îl duc pe fratele meu în spate, fără să consider că e o povară, ci fratele meu, am să vă duc pe fiecare în parte așa cum sunteți și n-am să-L rog pe Dumnezeu, Doamne, fă-L pe omul ăsta să facă ceea ce fac eu, pentru că nu asta vrea Dumnezeu de la noi. Dumnezeu ne vrea pe fiecare în parte și dacă învățăm lecția aceasta, cu siguranță că Maica Domnului se bucură, mai mult dacă s-ar fi bucurat dacă am fi vorbit numai despre viața ei cu totul și cu totul curată pe care a dus-o. Să ne ajute Maica Domnului ca în zi mare să ne trimită Duhul cel Bun, Duhul înțelepciunii, al răbdării, al dragostei, al înțelepciunii și mai ales al înțelegerii celui de lângă noi. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.